grant. Acest proiect este prevăzut să fie localizat în apropierea localității Heritan, în zona Castel. Cum am spus mai înainte, sistemul trebuie să alimenteze o pompă de irigat aflată undeva la 120 de metri în pământ. Suprafața agricolă ce trebuie irigată este în jur de 75 de mm pătrați, unde sunt cultivate migdale și lavandă. Sistemele în sine, respectiv principiile fotovoltaice, diferențele realizându-se prin intermediul elementelor de legătură. Primul sistem se legătura dintre panouri fotovoltaice și pompă se realizează prin intermediul unui variator de frecvență, iar în al doilea caz, diferența se face prin intermediul legăturilor regulator, baterie și inverter. În stația de față, sistemul de irigat este alimentat de către un generator current. Acest generator are un consum anual undeva la 9200 de litri de combustibil. Acest combustibil are un cost de 10.300 de euro pe an. Și are o emisie a echivalentul de 27.7 tone de dioxid de carbon. O emisie destul de mare, din punctul meu de vedere. În la dimensiunea instalației, am avut în considerare sistemul pompei. Pompa are o putere de 11 kW. Am ținut cont de orele de irigat cerute de către client, nivelul de irradiere a zonei respective, precum și pietrele de sistem. Prima instalație este prevăzută să fie din 68 de panouri fotovoltaice, distribuite de 4 rânduri, adică pe 17 panouri, având o putere de 21 de kW. Transformarea din curent continuu în curent alternativ se va realiza prin intermediul variatorului de frecvență. Un plus al acestui sistem ar fi posibilitatea de extindere a perioadei de irigat prin schimbarea frecvenței de la 50 de Hz la 40 de Hz. A doua instalație este puțin mai mică, făcută din 52 de panouri fotovoltaice, distribuite de asemenea pe 4 rânduri. Puterea este mult mai mică, undeva la 13 kW, dar surplusul, energia necesară pentru a alimenta pompa respectivă, se va realiza prin intermediul bateriilor. Aceste baterii pot fi încărcate în perioada de dimineață sau de seară, în funcție de fiecare lor. Aici se poate realiza, se poate vedea, necesarul de energie ce trebuie acoperit. Cum am spus, alta instalație se realizează prin intermediul invert regulatorilor, bateriilor și a inverterilor. Maximizatorii, regulatorii, sunt aleși de la compania Schneider Electric. Un beneficiu ar fi, prin alegerea unui inventor de aceeași marcă, se poate realiza o funcționalitate mult mai eficientă dintre cele două produse, având și sistemul de monitorizare de același fel. Bateriile sunt alese de la Plus, în număr de 24. Aceste baterii vor susține necesarul de curent pentru o zi. În primul rând, în vedere că este, vorbim despre irigat, când nu avem destul cu curent, cum am spus, sunt alegeri de la camere electric, este ales câte unul pentru fiecare fază, în măsură de a alimenta pompa respectivă ca sistem de acoperire în cazul unor situații de mentenanță sau eradiere insuficientă. Proprietarul poate alege să folosească generatorul actual, prezentat mai înainte, sau un substitut prezentat de mine, de la genul, având o putere mult mai mică și un consum mult mai mic, undeva la jumătate față de cel anterior.